Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 15-21 martie 2020 pentru zodia Taur. Să vedem cum vor sta taurii din punct de vedere sentimental în această săptămână. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toate like-urile, pentru toate comenturile și pentru că v-ați abonat canalului meu. E pentru aceia dintre dumneavoastră care nu v-ați abonat încă, nu ezitați să faceți acest lucru, pentru că la un moment dat, într-un anumit video, o să vă fac un anunț foarte important pe viitor, în viitor apropiat. Bun, haideți să vă spun că mi-a ieșit o carte individuală care vă transmite un mesaj. În primul rând, în această săptămână, unii dintre dumneavoastră va trebui să luați o decizie destul de dificilă. Fie va trebui să alegeți între două relații sau între două persoane diferite, ceea ce este foarte greu, pentru că o să vă pară rău după cealaltă, cu siguranță. În alte cazuri, vorbim despre o căutare a unei iubiri sau a unei pasiuni foarte puternice, o iubire foarte frumoasă și de viitor. Vă doriți o relație, vă doriți ceva stabil și de lungă durată. Și o să aveți parte de aceste lucruri, să știți, unii dintre dumneavoastră. Dar multe sentimente văd aici, multe lucruri în comun, lucruri care vin din ambele părți. Și mai putem vedea legături cu persoane din zodia Gemeni. Asta în unele cazuri aveți legături cu persoane din zodia Gemeni. Și se pare că a mai vrut să sară una. Multă iubire în această săptămână. În cazul doamnelor, dar chiar și a domnilor, nu exclud. O să întâlniți în această săptămână o persoană care vine exact în momentul potrivit în viața dumneavoastră. Este exact acea persoană de care aveți cea mai mare nevoie în această săptămână. O persoană plină de iubire, plină de compasiune, o persoană în care vă puteți încrede. Putem vorbi de semne de apă, aici era Scorpion, Pești. Această persoană, dacă apare, o să vă ofere foarte multă iubire, foarte multă dragoste și o comunicare foarte bună. Astea se vor potrivi în unele cazuri. Poate sunt persoane dintre dumneavoastră mai neliniștite, ce se întâmplă aici, mai neliniștite, care doriți un răspuns, doriți o rezolvare, doriți o soluție, poate. Soluția, în cele mai multe cazuri, este să vă urmați intuiția în această săptămână. Văd foarte mult mister în unele cazuri. În cazul domnilor, poate iubiți o persoană pe care nu prea reușiți să o cuceriți aici. Fie această persoană este căsătorită, fie este mai greu de ajuns la inima ei, aproape imposibil chiar. Dar sfatul acestei cărți este să vă urmați intuiția, să vă cunoașteți pe dumneavoastră înși vă cel mai bine, în primul rând. În relațiile stabile văd foarte multă înțelegere, dar și o completare reciprocă. În cazul în care întâlniți pe cineva în această săptămână, posibil ca acea persoană să vă completeze, nu știu, exact persoana de care aveți nevoie, exact ca în mesajul anterior. Foarte frumos! Dar totuși să trecem și la etalarea propriu-zisă, dar mesajele foarte bune. Foarte bune mesaje pentru această săptămână la unii dintre dumneavoastră. Pentru care rezonează, bineînțeles, că nu se poate potrivi tuturor. Și se pare că îndrăgostiția a vrut să iasă din nou. Deci, clar, aici întâmpinăm o situație sau niște situații mai multe, destul de puternice, cu schimbări foarte bune pe viitor. Văd aici relații, situații, fie că sunteți deja într-o relație, fie că discutați cu cineva spre o eventuală relație, fie sunteți căsătoriți, văd aici foarte multă posesivitate, foarte multă gelozie. Partenerul, partenera dumneavoastră
merge pe niște idei fixe din care nu puteți să o scoateți sub nicio formă, dar în același timp vă oferă și foarte multă siguranță. Este o persoană foarte răbdătoare, are răbdare cu dumneavoastră, se implică, dar se implică treptat aici, în relație, în viața dumneavoastră. Dar are momente în care poate fi un pic egoistă această persoană, dar nu exclud, începând cu această săptămână, să schimbe aceste atitudini, să vedeți o schimbare, să se termine o perioadă de ghinion pentru dumneavoastră, în cazul în care ați avut de-a face cu parteneri, partenere sau persoane de care v-a plăcut sau vă place în continuare, cu aceste atitudini, începând cu această săptămână, să vedeți schimbarea. Sau că am săturat și aceste persoane să se comporte așa sau vede că ceva nu este ok și se hotărăsc să se schimbe. Văd aici că o perioadă neliniștită, o perioadă ghinionistă, o perioadă în care nu va merge absolut nimic bine din punct de vedere sentimental, se încheie începând cu această săptămână și apar noi șanse de a iubi, noi șanse de a evolua o relație deja existentă. Văd aici că aveți de-a face cu persoane în zodie de foc, leu, berbec, săgetător, unei dintre dumneavoastră începeți o poveste de dragoste cu persoane din aceste semne, alții dintre dumneavoastră sunteți deja în relație cu persoane din aceste semne zodiacale, dar e posibil ca acești parteneri să fie un pic impulsivi, nerăbdători, se întâmplă repede lucruri. Pe de altă parte, vorbim de alte situații aici, văd relații intime, poate aveți un amant, o amantă cu care trăiți aceste lucruri, pentru că predomină și amantul, amanta, asta în unele cazuri. Probabil aceste persoane fie își urmăresc propriul interes, pentru că din câte văd aici există posibilitatea să fie și alte persoane cu care acest partener sau parteneră umblă, sau poate mai sunt și alte persoane care își doresc să cucerească această persoană din zodie de foc, care este cu dumneavoastră într-un fel sau altul, cu care aveți o anumită relație, v-am zis, din punct de vedere intim aici. Poate aveți mici dispute în această săptămână, mici discuții, discuții în contradictoriu cu această persoană, mai ales dacă aveți de face cu Capricorn, în cazul în care trăiți o idilă, o poveste de dragoste în secret, dar aici vorbim despre un anumit punct de vedere, cel intim, relații intime, da? Poate aveți un blocaj aici, poate aveți un impas, simțiți că acea persoană vă minte sau vă ascunde ceva sau pur și simplu simțiți că își urmărește propriul interes și nu ar vrea în niciun fel să evolueze relația. De aceea vor apărea mici discuții și vă vor neliniști foarte tare pe dumneavoastră. În unele cazuri, acea persoană este posibil chiar să vă iubească și să țină la dumneavoastră să fie un sentiment reciproc care va evolua relația. Văd foarte multă evoluție și ajungeți în punctul în care vă doriți foarte mult, ceea ce vă doriți foarte mult vi se va îndeplini. Iar în alte cazuri, văd foarte multă neliniște, multe nopți nedormite, nu prea ați mai vrea să continuați această relație sau aceste neliniște apar din cauza că mai apare și o sarcină, posibil să apară și o sarcină aici, nu exclud, deci mare grijă în cazul în care nu vă doriți să vă protejați cumva, pentru că apoi lucrurile vor evolua altfel. Poate vă doriți cu adevărat să deveniți părinți unii dintre dumneavoastră, dar probabil nu este momentul potrivit sau, nu știu, vă faceți foarte multe griji aici. Da, și în alte cazuri văd că o să cunoașteți unii dintre dumneavoastră o iubire foarte frumoasă, o iubire care va evolua, o iubire care vă doriți în viață și o să aveți parte de ea. Începând cu această săptămână, o să vă se îndeplinească ceea ce vă doriți din punct de vedere sentimental. Văd foarte multă mulțumire aici, foarte multă satisfacție și foarte multă iubire. În alte cazuri, după cum puteți vedea, avem de-a face cu treia cane majore,
ceea ce înseamnă evenimente marcante, schimbări radicale, evoluții venite de sus, din univers. Ceva ce nu puteți controla dumneavoastră. Văd aici turnul, ceea ce înseamnă că o să vă vină o veste care o să vă șocheze. Fie o să aflați despre o a treia persoană într-o relație, nu exclud, având drăgostiții aici. Fie cineva o să vă mărturisească dragostea și o să vă ia prin surprindere, nu o să știți cum să reacționați, pentru că văd o împlinire din punct de vedere sentimental aici și în relațiile de lungă durată văd o împlinire, o iubire foarte sinceră, multă fidelitate aici, încredere. Iar în cazul în care sunteți singuri, în această săptămână, brusc va apărea o persoană nouă în viața dumneavoastră și puteți începe o poveste de dragoste cu această persoană. Șocul va fi că vă ia prin surprindere. În modul negativ, trebuie să aveți mare grijă în această săptămână la să nu vă certați, să nu creați situații, cum să vă spun, delicate, să zic așa, să nu faceți crize de gelozie, să nu fiți foarte supărați să spuneți partenerului sau partenerului, partenere, gata, s-a terminat, fiecare își vede de drumul lui, pentru că aceste lucruri pot fi definitive. Deci mare atenție aici. Dar mulți dintre dumneavoastră în această săptămână puteți avea de-a face cu o veste care o să vă ia prin surprindere și o să vă șocheze pur și simplu. Aici mai puteți trece printr-o situație critică, o problemă majoră, care va declanșa unele schimbări și care vă obligă cumva să luați o anumită atitudine din punct de vedere sentimental, emoțional, relațional, tot ce ține de dragoste. Nu trebuie să vă prăbușiți cum ar veni, să vă lăsați copleșiți de necazuri, ci să încercați să găsiți o altă abordare, o altă soluție, o soluție, că astea sunt. Chiar dacă nu vă vine pe moment acest lucru, după un timp o să găsiți acea soluție, o să găsiți sau veste, dacă primiți vreo veste care vă șochează, după un timp o să vă dați seama că a fost cel mai bun lucru care vi s-a putut întâmpla, de aceea voi puteți îndrăgosti de exact de persoana potrivită sau de sufletul dumneavoastră pereche în unele cazuri. Aici mai putem vedea și o nemulțumire din punct de vedere emoțional, de viața dumneavoastră, de programul zilnic cumva, de rutina pe care o aveți. Aveți aici o nevoie de o schimbare. Și cu acest turn schimbarea vine, dar vine brusc, vine de sus, necontrolat, adică dacă tot ați bătut pasul pe loc să nu faceți o anumită schimbare în viața dumneavoastră, poate sunteți într-o relație toxică, nu exclu și acest lucru, sunteți într-un trio și tot ați amânat că lasă, mai las o săptămână, mai las două, mai continuăm așa, dacă tot ați continuat, atunci vine destinul și intervine cumva în viața dumneavoastră și va pune capăt brusc situației. Dar lucrurile se vor îmbunătăți apoi, să știți, se vor îmbunătăți, văd un noroc în dragoste, un succes, o reușită, în cazul în care v-ați certat cu cineva, cu un partener, cu o persoană, o să vă împăcați în această săptămână, mai ales dacă aveți de face cu gemeni, cu vărsători, sunt mari șanse de împăcări. Începând cu această săptămână, nu vă pierdeți speranța pentru că văd foarte multă iubire, lucrurile încep să evolueze foarte bine. Începem cu această săptămână, depășiți multe ghinioane, multe probleme, nu o să mai fiți triști din cauza dragostei, pentru că începe să vină și la dumneavoastră. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să-mi lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu dacă vă place ceea ce fac. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți o etalare privată, lăsați-mi un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă doresc mult noroc și ne vom revedea curând. La revedere!